În vremea aceea se discuta mult despre trecere de frontiere. Mireasa e mută, mirele noi, nu-i nicio nuntă. Dunărea tace, de partea cui, dracii la pândă. Ultima dreptul de a pleca, când vrei și unde vrei. Era foarte greu ca familia să rămână în țară și să pleci peste hotare. De acasă, hai să fugim din rai. Cu balai, cu muzică, să ne îmbarcăm pe un vapor din portul Orșova, să mergem la portul Moldova Nouă. Unde urma să fie masa și dansul și mesenii, mă rog, ziua nunții. Pe parcurs trebuia să ajungem undeva la un ponton, la unde erau amenajați, tras vaporul pe partea sârbilor și acolo debarcam toți. De acasă, hai să fugim din rai. Bătus, pus cu fața la perete. Ne-a culcat pe jos pe unul dintre noi, ne-a căutat de arme. Fără benzină, fără motor, nu ai curor. Că Relu mi-a zis, dacă avem benzină în avionul ăsta, ajungem în Italia. Nu e ca filme, e adevărat, m-am săturat. Ne-am gândit la faptul că s-ar putea să ne prindă, s-ar putea să ne execute. Și pe la 7:05 a survolat granița. Am plecat din România pentru libertate. De acasă, hai să fugim din rai.